Sfânta Evanghelie de pe Matei, capitolul 24, versetul 3 până la versetul 8, e textul din seara aceasta. E tot un text cu trimitere profetologică ce se leagă de mesajul apocaliptic care l-am început cu câteva săptămâni în urmă. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă spăimântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe locurile vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Frați și surori, data trecută vorbeam din cuvântul Domnului din Apocalips, capitolul 6 și în mod deosebit ne-am oprit la versetul 7 și 8, ruperea peceții a patra. Până aici, toate tablourile și descrierile sunt raportate la viața bisericii pe pământ. Imediat începând cu versetul 9 și ruperea peceții a cincea, deja ne sunt descrise tablouri, ne sunt scoase în evidență situații deosebite din cer, sufletele de sub altar, anumite episoade și situații care nu se mai leagă de viața pământească, ci de cea cerească. Cu o repeziciune extraordinară se derulează toate evenimentele din Apocalips 6, versetul 8, până în Apocalips, capitolul 20, când e vorba de mileniu. Aici toate evenimentele, unul după altul, se succed mai repede decât putem noi gândi. Știți în cât timp? În 7 ani. Perioada nunții mielului. 3 ani și jumătate, ani de propovăduire și ani de chemare a lui Israel la mântuire, iar 3 ani și jumătate, ani pe care Israel îi trăiește după ce cei doi martori, Enoch și Ilie, despre care o să vorbim la vremea potrivită, vor învia și trupurile vor fi uciși și trupurile lor vor sta moarte pe ulițele Ierusalimului circa 3 zile, iar apoi vor învia și vor fi răpiți în cer. În seara aceasta vorbim despre răpirea bisericii și răpirea bisericii este un eveniment pe care noi ca și creștini și în speță Biserica Pentecostală îmi discută și îmi dispută foarte mult. Istoria bisericii se încheie prin venirea Domnului Iisus Hristos să-și răpească biserica. Dacă citiți în Ioan, în capitolul 14, de la versetul 1 la 3, Domnul Iisus Hristos face această făgăduință ucenicilor săi zicând, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Există ceva în cer care trebuie pregătit? Există ceva în cer care nu este desăvârșit? Există ceva în cer care trebuia să mai completeze Iisus Hristos? Când a spus ucenicilor, eu mă duc să vă pregătesc un loc și am să mă întorc, să vă iau cu mine. Și chiar dacă în aparență noi zicem și credem că totul este desăvârșit, era ceva ce până atunci încă nu era împlinit. În cer încă nu intrase pentru totdeauna și ca biruitor Fiul lui Dumnezeu. Nu intrase într-un trup. E adevărat, El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. El s-a coborât din cer și nimeni nu s-a urcat în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, zice Ioan. Dar Domnul Iisus Hristos după înviere a avut o stare deosebită. A avut un trup, a avut o formă cu care nu fusese în cer până atunci. Trebuia să fie primul care, așa cum a trasat calea pe pământ, să deschidă și poarta cerului și să pregătească prin ceea ce oficia el drumul bisericii către cer. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, a zis el, dar eu vreau ca acum unde sunt eu să fiți și voi. Și adevărat, în casă sunt multe odăi,
În casă sunt multe locuri, dar Domnul Iisus Hristos vrea ca acolo unde este El să fie și ucenicii Lui. În orice casă pot să fie musafiri, în orice casă pot să fie mai multe generații. În casa Tatălui era Tatăl, nu? În casa Tatălui erau cei 24 de bătrâni despre care am vorbit. În casa Tatălui erau cele patru făpturi vii care înconjurau tronul de slavă. În casa Tatălui sunt o mulțime de duhuri slujitoare. Însă Domnul a zis, eu mă duc și mă duc în trupul ăsta și vă pregătesc și vouă intrarea, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Există o odaie în fiecare casă la noi, nu-i așa? Oricât e de mică căsuța, gospodina are o cameră ei deosebită, cameră în care își primește musafirii. Dincolo poate mai sunt jucării pe care copiii ne-au împrăștiat, nu toate sunt în ordine, dar există o cameră unde își primește musafirii. Când eram acasă la țară și eram copil, se spunea, aia e camera sau e casa de stat, că acolo primești pe cineva important. În casele noastre avem ceva important, avem un loc deosebit și vreau să vă spun că toate locurile sunt bune, sunt sfinte în cer, dar există un loc deosebit. Un loc care se deosebește de toate celelalte locuri. Și creștinii încerc să vor deosebi unii de alții. Nu o să fim toți la fel. Zice Daniel și preapostolul Pavel, expresia lui Daniel, și continuă. Una e strălucirea soarelui, alta e strălucirea lunii și alta e strălucirea stelelor. Și stelele se deosebesc în lumină unele de altele. Păi dacă creștinii se vor deosebi în lumină unii de alții, și dacă strălucirea bisericii va fi puțin diferită, probabil, de a luminătorului ei, Iisus Hristos, că biserica primește lumina de la Hristos, așa cum lumina lunii vine de la soare. E normal că și în casa Tatălui vor fi multe locuri, dar există un segment a bisericii. Există segmentul acela numit în terminologia noastră creștină, mireasa mielului, care trebuie să fie acolo unde este și Iisus. Mântuitorul își îndemna ucenicii să îl aștepte și îndemnul acela e valabil și pentru biserica zilelor noastre de astăzi. În Evanghelia după Luca, în capitolul 12, cu versetul 35, Domnul spune, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat, vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia ca să le slujească. Era îndemnul la veghere și îndemnul la veghere este valabil și astăzi. La Dumnezeu o zi ca 1000 de ani și 1000 de ani e ca o zi. Uneori așteptarea este lungă, întârzierea lui Dumnezeu însă e foarte scurtă și chiar deloc. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare, ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. De atâtea ori, oamenii n-au înțeles și nu înțeleg, poate în limita și în micimea lor, cât de mare e planul lui Dumnezeu. Un lucru însă este cert, dorința bisericii și gândul bisericii se îndreaptă spre Hristos și spre momentul întâlnirii cu El, așa cum acul busolei totdeauna este îndreptat spre polul nord. Mișcă puțin busola, deviază puțin acul cu mâna și vei vedea că în secundele următoare tot acolo se îndreaptă. Adevărata biserica lui Iisus Hristos este îndreptată totdeauna spre El. Și de aceea cartea Apocalipsei se încheie prin expresia, vino Doamne Iisuse! L-am așteptat și ieri, l-am așteptat și anul trecut, îl așteptăm de ani de zile. S-ar putea să vină la noapte sau s-ar putea să fie în mâine sau peste un an. Eu nu știu, dar știu că cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Pentru că, dacă vreți, planul lui escatologic se îndeplinește milimetric sub ochii noștri. Întoarcerea Domnului Iisus Hristos în slavă va avea două etape. În prima etapă va fi întâlnirea Lui în văzduh cu biserica și nu o să-L întâlnească decât biserica.
Apostolul Pavel zice în Tesaloniceni: nu voieți, fraților, să fiți în necunoștință ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde, că știm că dacă Iisus a murit și a înviat, știm că și Dumnezeu va aduce împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Și apoi sublinează zicând: însăși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogori din cer. Și întâi vor învia cei morți în Hristos, iar noi cei vii vom lua înaintea lor și vom fi răpiți în văzdu. Acolo e întâlnirea miresei cu mirele în văzdu. Acolo e întâlnirea bisericii cu Domnul Iisus în văzdu. Acolo este intimitatea în văzdu. Acolo este locul acela în care, dacă vreți, trupul își vede capul și capul trăiește bucuria unității depline cu trupul, pentru că biserica este numită trupul lui Iisus Hristos și Iisus Hristos este numit capul. Acolo e întâlnirea dintre mire și mireasă. Acolo se întâlnește turma cu păstorul. Acolo văd mântuiții pe mântuitor. Acolo îmi place să cred că va fi un moment așa de glorios când Duhul Sfânt, vicarul Domnului Iisus pe pământ, va prezenta biserica Domnului Iisus Hristos slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. M-am gândit de atâtea ori ce moment glorios va fi momentul acela întâlnirii și nu putem să nu ne îndreptăm gândul spre ziua aceea. Există o a doua etapă a venirii Domnului Iisus Hristos, când orice ochi îl va vedea și neamurile se vor boci. După cei 7 ani, când va trebui să înceapă mileniul și atunci o să vină cu biserica pe pământ, să înceapă guvernarea. Între cele două etape sunt cei 7 ani, ani pe care noi numim în terminologia noastră creștină și în expresiile noastre metaforice nunta mielului. Va fi an de intimitate în cer și va fi săptămâna aceea a 7-a, 10-a. Pentru Israel, pentru poporul lui Israel și pentru mântuirea lui, zice și Daniel și Apocalips, Dumnezeu a pregătit 70 de săptămâni. Și săptămânile au început să fie numărate din momentul când împăratul Atarserse a dat edictul de rezidire a templului din Ierusalim. Ai zice atunci că știm cu exactitate când vine Domnul, mai că între săptămâna 69 și săptămâna 70 există un interval numit intervalul neamurilor. Și nimeni nu știe cât e intervalul acesta. Odată cu plecarea bisericii la cer, se termină cu intervalul neamurilor, se termină cu perioada neamurilor și începe săptămâna 7-a, 10-a. Este o săptămână în exclusivitate pentru mântuirea lui Israel. Făgăduința întoarcerii Domnului Iisus Hristos este făgăduința cea mai puternică dintre toate făgăduințele pe care noi le avem. Uitați-vă când tata sau mama pleacă undeva și copiii rămân. Orice le spune, uite, vă las aia, vă dau aia, toate îți van la bine. Dar când spune, fiți liniștiți, eu sigur mă întorc înapoi, eu sigur voi veni acasă, bucuria va fi deosebită. Când m-am dus prima dată în Statele Unite, cred că nici 15-20% din biserică n-au crezut că mă întorc acasă înapoi. Și familia mea se îndoia dacă mă întorc sau nu mă întorc. Bătut de securitate am fost. Luat după stradă cu mașina am fost. 7 ani de zile, deși eram ales supravegheator de filială, cum era atunci, am fost plătit ca funcționar economic și funcționar dactilograf. Era logic să gândești, omul ăsta când scapă, se duce și nu mai vine. N-a fost așa. Și am spus și în dimineața când am plecat copiilor mei, dacă Dumnezeu îmi ține viața, mă întorc acasă. Și lacrimile și întristarea, parcă toate s-au spulberat, că era făgăduința întoarcerii. Domnul Iisus Hristos a făcut o făgăduință mare întoarcerii ucenicilor și mi-a spus, am să mă întorc și am să vă iau cu mine. Acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și dincolo de căruzimile împăraților romani și dincolo de sângele care curgea ca apa, și dincolo de trupurile care ardeau pe cruci și pe ruguri, și dincolo de țipete și lacrime, strălucea peste decenii, secole
și mimenii chiar făgăduința Domnului că se întoarce. Și nu putem să nu lăsăm acul busolei noastre să se îndrepte spre cel ce-i mirele nostru, Mântuitorul nostru, Domnul nostru, El vine. E adevărat că pe seama venirii Lui s-au făcut multe speculații. Și aminteam eu și altă dată în biserică faptul că atunci când s-a încheiat mileniul 1, Papa Silvestru al doilea a pretins că el știe cu exactitate când vine Domnul. Și în noaptea de Revelion a adunat nu zeci de mii, sute de mii de creștini, pretinzând că el îi conduce într-o întâlnire cu Iisus Hristos în acea noapte. Credeți că a venit Domnul? N-a venit Domnul cum a vrut Papa Silvestru. Dar Papa n-a uitat să facă o colectă, să facă o adunare, o strângere de ajutoare. Și în noaptea aceea s-a adunat mai mult de jumătate decât toată averea Vaticanului. Comnici au zis, dacă tot vine, dăm ce avem, că nu are rost să mai lăsăm aici. Era un plan și un scop mărșav. Domnul n-a venit la trecerea din mileniu 1 în mileniu 2. În anul 1348, o femeie, Mary Mettman, din Marea Britanie, scapă în localitate acum, a pretins că ea este profeteasă și știe cu exactitate când vine Domnul. Și a spus și data când vine Domnul. Până acum a mers că în naivitatea lor oamenii mergeau la ea și ea le promitea când le spune cu exactitate și că și una din găinile ei face ouă pe care scrie că vine Iisus. Și oamenii dădeau sume mari de bani ca să le spună când vine Domnul. Și ca să vadă ouă acela, trebuia să dai o sumă atât de importantă și dacă vrei să ai ou, se spune că valoarea ouului era valoarea unui apartament. Și a venit și ziua de noiembrie, 1348, și Domnul n-a venit. Și Mary Mettman a fost spânzurată în fața 30.000 de oameni. Amintiți-vă că a fost scrisă o carte în care erau trecute 88 de motive pentru care credem că Domnul vine în anul 1988 și pastorul Choi, un corean, a scris-o, a vândut-o în milioane de exemplare, a făcut bani mulți și Domnul n-a venit în 88. Și pastorul acesta a fost arestat și a primit ani grei de temniță. Aici la noi, în România, la Gălpâia, în județul Sălaj, cineva și-a permis să spună că vine Domnul la o anumită dată. Și frații s-au îmbrăcat toți în haine albe, ostași, penticostali, și câțiva de acolo și-au urcat pe un dean să fie mai aproape, dacă vine, să fie primii la răpire. Și-au stat o noapte întreagă îmbrăcat în haine albe acolo și pare comică situația. Înspre ziua, pentru necesități fiziologice, au trebuit să coboare jos de pe vârf în niște tufișuri și spre surprinderea lor, acum era plin de securiști care înconjurase dealul. Și-a întrebat pe unul, bă, voi ce căutați aici? Păi știți, pe noi ne răpește Domnul noaptea asta. Dacă nu vă răpește Domnul, vă răpim noi pe toți până dimineață. Și Domnul n-a venit. Nu vreau să atac nume contemporane, dar și-au permis unii să spună că în anul 2000 vine Domnul. Și-au dat atâtea motive și Domnul n-a venit. Și știți de ce n-a venit? Pentru că despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nici îngerii, nici fiul, ci numai Tatăl. Sunt speculații și unii vin și zic, a, Domnul nu a știut atunci când încă nu trecuse prin procesul Golgotei, nu trecuse prin moarte, de aceea Domnul n-a venit. Nu e adevărat. Ce este taină, este taină. Domnul Iisus a fost Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și înainte de moarte și după moarte. Că n-a fost mântuitor, ai altceva. Dorința din Ioan 17:24 era ultima dorință în rugăciunea pe care Domnul a făcut-o pentru ucenici. Acolo unde este El, să fie și ei. Pentru ca făgăduința să fie împlinită. El trebuia să se ducă să ne pregătească locul, așa cum am spus. Și îmi place că în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, cu versetul 11, ucenicilor le este spus acest mare adevăr. Și a zis, bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând spre cer. Asta ne-a spus
bărbați îmbrăcați în haine albe, bărbaților galileeni, că Domnul se întoarce. Făgăduințele privitoare la venirea Domnului sunt multe. 1 Petru, capitolul 1, versetul 3 și 4, versetul 13, Coloseni, versetul 26 și 27, apoi Tit, versetul 1 și 2 din capitolul 1, Filipeni 3, 20 și 21, Tesaloniceni, Apocalipsa, și aș putea să continui cu atâtea texte biblice. Făgăduința răpirii este făcută însă, să fie foarte clar, celor răscumpărați și consecvenți în credință. În Romani 6 cu versetul 5 zice Apostolul Pavel, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Și tot Pavel zice în Roman, dacă Duhul Celui ce a înviat pe Hristos din morți locuiește în voi, El va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său. Dar observați, folosește cuvântul dacă. Acest cuvânt dacă lasă și altă posibilitate. Păi dacă nu ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom putea fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui? Categoric nu. Dacă Duhul Celui ce a înviat pe Hristos din morți nu locuiește noi, va învia trupurile noastre muritoare? Categoric nu. Speculațiile sunt multe. La ora actuală avem penurie de teologi și interpreți a Scripturii. Și atât de teologi sunt că unii au ajuns teologi. Nu pot nici ei să meargă și rătăcesc și pe alții. Nădejdea este ancora sufletului pentru noi și noi credem în făgăduințele Domnului Iisus Hristos. Știm că El va veni și că ceea ce Domnul a făgăduit se va împlini. Îmi place ceea ce zice Domnul în 1 Timotei, în capitolul 1 cu versetul 1. Îl inspiră pe apostolul Pavel și Pavel scrie lui Timotei așa. Pavel, apostolul al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră. Domnul Iisus Hristos este nădejdea noastră. Nădejdea este ancora sufletului. Dacă Duhul Lui locuiește noi, dacă moartea noastră este similară cu a Lui, dacă chipul nostru este asemănător cu a Lui, atunci, pe bună dreptate, El este nădejdea noastră. Întrebarea la care revin și pe care și-o pun mulți astăzi este cea amintită. Când va avea loc răpirea? Ucenicii au pus de două ori Domnului întrebarea aceasta. Când va avea loc răpirea? În Matei 24 cu versetul 3, ucenicii pun Domnului întrebarea și Domnul a spus, ei au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Și Domnul spune, auziți, ziua aceea și ceasul acela sunt sub controlul Tatălui, nu știe nici fiul, nici îngerii. Apoi în fapte 1 cu 6 din nou întreabă și Domnul spune, nu-i treaba voastră să știți vremurile și sorocile. Treaba noastră este să fim gata și așa de important să fim gata în orice vreme. Vremea este aproape, nu știu să vă spun cât de aproape este. Nu știu să vă spun data, nu știu să vă spun luna, nu știu să vă spun anul, dar știu că vremea este aceasta. Și în Apocalipsa 3 cu 11, Domnul spune, eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Curândul acela poate să fie o oră, poate să fie o zi, poate să fie o lună, nimeni nu poate să spună cât e. Dar curândul lui Dumnezeu este un curând care se va materializa cu certitudine. Ni se par nouă ani lungi, ni se par nouă decenii lungi. Vreau să credeți că Dumnezeu lucrează după un plan bine stabilit și că nimeni și nimic nu poate să-mi devieze de la planul Lui. Domnul nu poate veni. Nu poate veni până nu va intra numărul de plin a neamurilor. Romani 12 cu 25. Citiți că venirea Domnului nu va fi până nu va intra numărul de plin a neamurilor. Cine ar putea să spună care e numărul de plin a neamurilor? Cine se poate ridica să spună, uite, eu știu, vor fi atâtea milioane sau atâtea miliarde?
10.000 ori 10.000 și mii de mii și vedem că sunt acolo vreo 200 de miliarde și efectiv nu mai știm cum să ne numărăm și vedem gloata asta atât de mare fără număr. Ei, ceea ce eu nu pot evidenția din punct de vedere numeric, Dumnezeu poate. Și Pavel este foarte categoric și zice că Domnul nu vine până nu va intra numărul de plin a neamurilor. Vreau în această seară, vreau să credeți împreună cu mine că numărul neamurilor în mare parte a intrat. Dacă mă raportez la alte texte biblice și o să mă raportez, dacă Domnul mai îmi ține viață în serviciile următoare, o să vă arăt care este ponderea creștinismului și a botezaților cu Duhul Sfânt. Și coraborând datele cu ceea ce zice Domnul, bucură-te, turmă mică, că Tatăl îți dea cu plăcere împărăția, vedeți că numărul neamurilor este aproape intrat. Noi trăim vremea și timpul când răpirea se poate produce oricum. Și poate vă întrebați, cum va fi răpirea? În primul rând, răpirea bisericii, așa cum spuneam, va fi la o clipită din ochi. Însăși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogori din cer. Strigătul acesta este un strigăt autoritar, un strigăt de comandă. În cartea profetului Isaia, în capitolul 40 cu versetul 7, ni se spune un glas, zice, strigă și eu am răspuns, ce să strig? Orice om este ca iarba și toată suflarea lui e ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în viață. Și Dumnezeu strigă și a strigat prin profeți și a strigat prin apostoli și strigă prin evangheliști și strigă prin proroci. Domnul cu un strigăt anunță că se apropie sfârșitul vieții și istoriei bisericii pe pământ. Venirea Domnului Iisus Hristos va fi marcată de un glas de arhanghel. Ce va striga arhanghelul atunci? Eu nu pot să vă spun. Dar știu că va striga și arhanghelul și va sublinia momentul acela. Și apoi se va auzi și un sunet de trâmbiță. Pavel vorbește de cea din urmă trâmbiță. Aici nu-i vorba de cea din urmă trâmbiță. Când Pavel vorbește de cea din urmă trâmbiță, el vorbește și ea din procedeu și din disciplina armatei romane. Trâmbița suna de trei ori. Odată suna adunarea, a doua oară încolonarea și apoi plecarea. Și când suna trâmbița, a treia oară se pleca. Când zice Pavel că vom pleca la cea din urmă trâmbiță, vreau să cred că la cel de-a treilea semnal a Domnului plecăm. Domnul a poruncit, arhanghelul strigă, somațime Duhului Sfânt se fac în fiecare zi și într-o zi vom auzi trâmbița când trebuie să plecăm. Ce-i foarte interesant că vom fi transformați, nu plecăm cu trupul acesta. Carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Trupul acesta supus putrezirii va fi transformat chiar dacă își păstrează forma. Chiar dacă vom avea un trup asemănător Domnului Iisus Hristos, că și El s-a dus într-un trup de glorie, a îmbrăcat un trup și s-a dus cu El. Dar să nu credeți că acum vor mai fi trupurile oamenilor, vor mai fi cu sânge în ele, că vor avea nevoie de alimentație, că vor fi supuse unor stări de neputință nouă. Carnea și sângele nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Noi la clipeana ochiului vom fi schimbați și vom fi în trupuri spirituale. Vom avea niște stări deosebite. Forța transformării și a răpirii bisericii nu e alta decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru biserica Domnului e așa de edificatoare pilda celor 10 fecioare din Matei 25. Ceea ce te face să ai parte de răpire, de nunta mielului, de întâlnirea aceea în văzduh cu Domnul Iisus Hristos, e ceea ce subliniază Domnul în pilda din Matei 25. Aici, în exclusivitate, trimiterea e făcută la biserică. Erau 10 fecioare. Toate erau fecioare. Toate erau împreună. Toate erau cu candelele acolo. Toate aveau același scop. Toate erau în același loc. Toate așteptau pe mire. Dar ce interesant că se deosebeau totuși. Nu toate aveau un de lemn în candele. Candele aveau, dar nu aveau un de lemn în candele. Toate au atipit și au adormit.
Și la miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele! Ieșiți spre întâmpinare! Când s-au trezit cele ce aveau un demn, au prins candele, s-au dus să-l întâmpine pe mire. Celelalte a zis: vai de noi, ni se sting candelele, dați-ne din un demnul vostru. Dar nu s-a putut. S-au dus să-și facă rost de un demn. Nu scrie nicăieri că și-au făcut rost. Au venit înapoi și au început să bată în disperare și să zică: Doamne, deschide-ne, pentru că mirele venise și intrase cu cele cinci înțelepte. Și ele au rămas afară, se tânguiau. Și ce trist că au crezut că și ele așteaptă pe mire. Ce trist că în interpretarea noastră și ele erau biserică. Și ele erau cu biserica. Și 50% din biserica de acolo a rămas afară. Eu nu știu să vă spun în ce procent biserica va avea parte de nunta miembrului. Eu nu știu să vă spun câți au un demn în candele sau câți nu au. Dar știu să vă spun că după pilda pe care Domnul o dă în Matei 25, cei ce au un demn în candele vor intra și vor fi împreună cu mirele în odaia de nuntă. Ce rămâne atunci să facem? Să ne pocăim, vă zice. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Să adunăm un demn în vase, fraților. Noi suntem foarte mulți dintre noi oameni morali. Și avem o morală creștină. Dar dincolo de o morală creștină, Domnul are și urmărește în viața noastră și are scopul acesta să vadă noi o viață spirituală. Fiți plini de Duh. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, zice Pavel. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Mulți se axează și spun: oh, Duhul lui Dumnezeu face atâtea lucrări în noi. Adevărat, pocăința este lucrată de Duhul Sfânt. Nașterea din nou este rezultatul lucrării Duhului Sfânt. Botezul Duhului Sfânt este o lucrare de imersiune spirituală pe care Duhul Sfânt o face în viața noastră. Sfințirea, întreg procesul, este lucrarea Duhului Sfânt. Dar aici e foarte clar, unde lemnul în vase. Nu este unitatea de măsură la mine și nu pot să spun nimănui cât un demn de vas are, cât un demn în vas are. Dar știu să spun că un demn din vas este, dacă vreți, definitoriu în ceea ce privește intrarea cu mirele în odaia de nuntă. Răpirea vine, mântuirea e mai aproape ca atunci când am crezut. Suntem gata? Dacă nu, Amos 4:12 rămâne valabil. Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Amin. Amin.